Potrivit procurorilor anticorupție, Radu Mazăr ar fi primit suma de 175.000 de euro de la patronul unei firme pentru a interveni în licitația organizată pentru construirea ansamblului de locuințe Henri Coandă în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți offshore, conturi deschise la bănci din străinătate, în jurisdicții cunoscute pentru condițiile restrictive privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, arată DNA. În schimbul acestor sume de bani, mai spun procurorii, Mazăr ar fi efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu, precum inițierea unor hotărâri de Consiliul Local, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de Avram Morgenstern. Radu Mazăr și-a petrecut noaptea de marți în arestul Poliției Capitalei, iar miercuri a fost dus încătușat la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Surse judiciare susțin că în acest dosar ar fi cercetat și fratele primarului, senatorul Alexandru Mazăre.